Place de un IT-ist de ăsta? Da, de toate, de Benone, de Ion Dolonescu, de Irina Login, de toate, numai de ăștia de populară. Scandalul ăsta cu IT-iștii din România, care zic că nu plătesc impozite la stat. Domnul Orban a spus să plătească și IT-iștii taxe. N-am văzut. Dar ce părere aveți? Și IT-iștii trebuie să plătească taxe în România? Toți trebuie să plătim, domnule. Noi tot, adică familia mea, care este, am și votat, am și plătit, avem toate achitate la primărie, tot. IT-iștii ăștia de ce credeți că nu plătesc taxe? Ce se întâmplă? Nu știu. Nu pot să-mi dau seama. Nu pot să-mi dau seama. Ascult mereu, văd cu ochii, dar nu pot să-mi dau seama. Ați înțeles de ce ei nu plătesc? Îmi protejează de cineva? De ce? Au bănetul. Au bănetul. Nu e ca mine că se muncesc cu sapa. Uitați, vedeți. N-are doamnă. N-are doamnă. Dar ce sunt IT-iștii ăștia, doamnă? Cu ce se ocupă IT-iștii din România? Tu ce? Cu teste, cu fere vechi, cu muncă, cu zilier, să mai găsească la cineva de muncă încolo, cu ce Dumnezeu? Sunt mulți IT-iști în România? Este, cum să nu fie. Dumneavoastră știți pe cineva, ați văzut vreodată un IT-ist de ăsta? N-am văzut. N-ați văzut. Ar trebui și ei să plătească taxe IT-iștii sau nu? Cum să nu, ar trebui și ei. Credeți că și biserica trebuie să plătească taxe? Biserica o plătește. Nu prea plătește taxe. Am fost de atâtea ori când aveam și vreo 47 de ani, când am venit la mișcarea prezentația, mă la biserică și am fost o trebuie. Când a început, începe cu Maria dimineața, primăvara. Bănci de curi de foc, de bani, de bani, de bani, stai mă, lasă. Hai, du-te, gata, lasă-mă, numai. Doamne, că nu terminasem cu IT-iștii. Lasă-l, n-ai de cu IT-iștii, că el visea, hai, du-te, gata. Du-te, gata, lasă-mă, mă, e tine. Și ce dacă, e tine generația de mâine. Generația de IT-iști, sperăm că nu IT-iști, nu? Nu, de ortodoxi. Nu muncește băieții cum munceam noi înainte. Hai, mă, nu, du-te acu, de unde știi tu că nu muncesc? Muncesc, să chinui în străinătate pentru pâinea mea. Am mâncat 3 ani pe autobuz, am transportat miliarde de femei, oameni, copii. Hai, du-te, hai, du-te, de aici, nu mai... Mai fă nică, chiar așa, râs ai ajuns, gata. Du-te, mă, lasă băieții în pace. Ce face de un IT-ist de ăsta? Da, de toate, de Benone, de Ion Dolonescu, de Irina Login, de toate, numai de ăștia de populară. Care e cel mai mare IT-ist al țării noastre? Dolonescu. Știți ceva de la... Irina Login. Știți ceva de la, domnul Dolonescu? Toate cântă numai de... Hai hui! Hai hui! Hai hui! Hai dă-i! Dă-i că să meargă! Stați așa, stați că nu... A, bun, deci cel mai mare IT-ist al țării ăsta e Benone? Da, așa, Benone da. Da, de ăștia îmi plac cel mai mult. Și trebuie să plătească și IT-iști ăștia taxe? Păi bineînțeles că nu trebuie să plătească și ei. Deci acum nu plătesc, că asta... Nu-i problema, uite-te și ochii ei. Și de biserică, nici biserica nu plătește taxe la stat. Aici cum ar trebui să judecăm lucrurile? Totuși biserica, eu nu mai știu, biserica când strânge bani acolo, din câte văd și eu, mai îmbunătățește, face acoperișuri, face jucării, ce face prin curtea bisericii din banii de la contribuabil. Adică ei nu plătesc, spuneți, taxe, dar fac ceva cu oamenii de acolo? Fac ceva. Facem bine, cum mai bagă și la buzunar, bagă, că doar nu fie popa prost să nu bagi și la buzunar, și ăla e fraier. Nu ce spunea, creangă, burtă de vacă și picioare de cal. Să alergem mult, să mănâncem mult. Asta e problema. Dar biserica mai face ce mai face acolo. Pe de altă parte ați văzut că nici biserica nu plătește taxe. Păi biserica mamilor. Biserica nu plătește taxe. Aici cum e? Ar trebui și biserica? Popii. Păi pe popa, pe moi la popa nostru. Pe mănâncă, bea, tot bagă și sticlii până altar. Popa, dar aici le mai trage un pic? Mai bea. Pe bea, da, după. După terminare. După terminare, am înțeles. La pomela. Dar ar trebui și popa să plătească taxe sau nu? Păi da, bineînțeles. Da, dacă nu plătești. Păi da, dacă ce e prost, dacă iese ciubucul, morți, că dacă le-a murit să... Săptămâna asta n-are. Dar în fiecare săptămână au avut. Ba, unul, doi. Ce? Morți. Ah.
Și nu iese ciuvucul. Stă bine la capitolul ăsta. Eu sunt o leacă de ateu, nu prea mă duc pe la biserică așa, că nu prea cred, un prostii. Că nu-mi dă mie nimic, nici papa că a venit la București. Nu v-a impresionat nici vizita papei? Era, dar la televizor, că a stat furtuna și a venit soarele când a venit ăla acolo. Și curcubeu ați văzut când a plecat? A fost ăla acum 20 de ani și a dat curcubeu. Așa-s credință, a venit să facă burta mare, să plimbe. Credința nu mai iese la oratora și credința, cu credința unde te duci? Îl faci pe ăla cu burta mare, faci pe... Dar spuneți că totuși biserică... Dumnezeu te mănâncă sfinții, ce să mai discută? Totuși... Să vinde lumânări? E o mafie întreagă la noastră. Păi aici, pe nu v-am zis, uite de ochii. Vă place mai mult de IT-și sau de preoți? Ce, care sunt preoți? Ne-au ce peste tot. Bun, în confuzie și IT-știi spuneți că chiar dacă vă plac noastră, trebuie să plătească și ei acolo. Da, păi ca și popa. Păi, iese ce bucă plătește, nu? Pauză. Chiar și benone al noastră trebuie să plătească? Da. Toți trebuie să plătim. Are România mare IT-ști? Vă plac IT-știi români? Da, așa îmi plac. Muzica. Cât am lucrat în Feromail. Așa. În Ploiești. Nu știu, dumneavoastră stăți de București. Eu în Ploiești am lucrat. La Feromail. Știți așa vreo melodie să ne cântați de la benone? Nu mai rețin nimic. Nu aveți voce așa? Nu. În concluzie, nu. Să plătim impozit. Dacă încep să cânt eu, o las la fugă sau mașina pleacă de una singură. Am înțeles. În concluzie, cu ce se ocupă IT-știi? Ce fac ei toată ziua? Eu ce fac ei? Mă muncește pe colo. N-au așa o carte de muncă? N-au ceva clar? N-are. Haide. Trădi, bă, haide. Hai, mulțumesc mult. Trebuie să plătim. Gata, mulțumim mult. N-aveți pentru ce? S-a auzit numai de bine și uite ochii. Hai.